Bună ziua, Vlad! Cum ai regăsit echipa națională după o pauză de un an de zile de la acea accidentare gravă pe care ai avut-o? Salut! A fost greu, a fost greu după un an, un an greu al meu, dar sunt fericit că m-am întors la echipa națională, sunt fericit că sunt din nou printre băieți. Mă bucur să revin, să joc pentru echipa națională. Cum ți se par colegii noi și în special aș vrea să te întreb despre cei 7 jucători de la Under 21 care au participat la turneul final, cum s-au adaptat ei la echipa națională? Cred că au fost primiți foarte, foarte bine de grup, pentru că sunt jucători cu calitate, sunt jucători foarte buni. Au și un moral bun, vin după un campionat european de sub 21 de ani foarte bun, reușit, și nu cred că le este greu să se adapteze aici. Acum la rece privind, care sunt două sau trei lucruri pozitive după partida cu Spania și care ar fi aspectele negative pe care vrea să le evidențiezi? Și cred că poate cel mai important este că nu am cedat niciodată. Am luptat să obținem un rezultat bun. Ne-am dorit asta foarte mult, deci cred că asta de a nu ceda a fost de a nu ceda lupta e unul dintre cele mai importante. Cred eu că am, să zic, la puncte negative, am fi putut fi mai agresivi, am fi putut fi puțin mai hotărâți pe anumite momente ale jocului. Dar într-un final ai văzut că am fi putut să egalăm în ultimul minut și poate nu s-ar fi vorbit mai mult despre lucrurile negative. Ce mesaj ai avut aseară în calitate de capitan pentru colegi în vestiar și ce mesaj s-a schimbat discursul tău astăzi la rece după ce v-ați mai liniștit? Nu, le-am transmis că trebuie să avem încredere, trebuie să avem o atitudine bună, să nu plecăm deja învinși. Asta am încercat să le spun, să aibă încredere, să jucăm, să ne facem jocul nostru. E clar acum după meci că nu am reușit pe toată durata jocului să facem acest lucru, dar... Mesajul de la final care a fost al tău? Ai văzut, am întâlnit o echipă puternică, o echipă care nu prea îți dă mingea, te face să alergi foarte mult după minge și când o recuperezi e foarte greu să fii lucid. Deci, acum... Cum am mai spus-o, i-am felicitat pentru că nu am cedat și la final am fi putut avea cu puțină șansă și un rezultat bun. După cum ai simțit Spania, crezi că în ultimul meci pe care noi îl vom disputa contra lor la Madrid, putem scoate punct sau puncte în cazul în care ei, să spunem, vor fi calificați matematic la turneul final? Nu știu, cred că... Nu există în fotbalul de azi o echipă care nu o să joace la nivelul său maxim, dar poate ar putea fi mai relaxați ca un ultim joc și ar fi poate mai ușor pentru noi. Ai jucat fără spectatori, ultima oară chiar în partida cu Muntenegru de la Ploiești, atunci când ai suferit și acea accidentare. Ești și capitanul echipei naționale. Ce mesaj ai pentru suporteri, având în vedere că am putea juca fără fani în meciurile cu Norvegia și Suedia, meciuri extrem de importante care hotărăsc practic soarta calificării la turneul final? Aș vrea să le transmit că la fiecare meci simt că avem nevoie de ei, avem nevoie să fie alături de noi și dacă se întâmplă astfel de situații cum au fost ieri, există acest risc să jucăm fără ei și
cum am spus-o, simt de fiecare dată că ne împing de la spate și avem nevoie de ajutorul lor. Pentru mai multe videoclipuri, abonează-te la FRF TV.